cu toate că au trecut două zile de la meciul Rapid FCSB 2-0, observ că mă urmărește multă lume pe YouTube, mai ales când vine vorba de ceea ce spun și postez despre Rapid. Într-un fel mă bucur, în alt fel mi-aș dori să mă urmărească și pentru postări care consider că ar fi poate mai utile, dar așa cum știm, Rapidul este un fenomen și e normal că atunci când discutăm pertinent și cu argumente și cu experiență și cu patos, de ce nu despre Rapid, să fim urmăriți. Deci mă bucură și asta. Și datorită acestui fapt, voiam să fac o analiză cât pot de scurtă, pentru că mi-e mai ușor decât să scriu. Am și site-ul meu, pe care mai scriu ocazional, 2088.com. Puteți intra și acolo să vedeți impresii. N-am mai scris foarte recent, dar nu contează. Și aș vrea să comentez puțin, așa pe posturi. Scurt și la obiect. Moldovan a demonstrat din nou că e departe cel mai în formă și cel mai bun portar român al momentului, nu are concurență. Iar dacă Florin Niță nu își va găsi echipă la care să apere, eu zic că foarte curând, ceea ce înseamnă poate până la finalul anului sau hai începutul anului viitor, Horațiu Moldovan va deveni titular în echipa națională. Nu există. Ce mai zicea Hagi cu Ioanei și de ăștia crescuți de viitorul și întorci tot la viitorul, n-are nicio legătură. Horațiu Moldovan e altceva, e gen Dani Coman, e un portar care are un potențial de creștere imens și dacă o să fie sănătos, o să apere poarta României 10 ani, lejer. Deci și o să aibă mai multe meciuri naționale României decât Stelea. Nu știu dacă acum e o performanță să apere poarta națională României, dar el e cel mai bun, asta voiam să zic. Apoi linia de fundaș și central, Dragoș Grigore și Cristi Săpunar, deși nu are 36 și unul 38 de ani sau 35, nu știu cât are Dragoș Grigore oricum, dar parcă 36 totuși are. S-au mișcat impecabil, au avut o ocazie, cei de la FCSB, deși sunt mari fotbaliști de 70 de milioane de euro bucată, Tavi Popescu ăla e mare, nici Dobrin, nici Florea Dumitrache, nici nu a mai existat fotbalist ca ăla, nici Barachi, probabil că n-a fost nici Perea de nivelul lui. Din păcate, uite că în fața la doi fotbaliști care împreună au 74 de ani, n-a fost în stare să miște. Săpunar a dat și gol și o să mai dea probabil cu FCSB și dacă se joace la 42 de ani, pentru că este de departe cel mai bun fotbalist care a jucat în campionatul României. Deci nu există. Este și rău și bine, odată pentru că este un fotbalist de o calitate incontestabilă și doar fără discuție, după Mutu și Chivu a fost cel mai mare și a rămas și nu o să mai existe niciunul de nivelul Săpunaru multe decenii, pentru că n-are cine. Bine, doar dacă nu o să fie ăștia de la Cordea, Popescu, Moruțan, Tănase și toate valorile astea de defilează unii și alții cu ei. În fine. Deci e clar, Dragoș Grigore, deși este pe final de carieră și are și anumite probleme medicale cronice, s-a mișcat impecabil. Pe flancuri, Florin Ștefan arată că nu este un fotbalist care și-a spus ultimul cuvânt, deși a intrat într-un cont de ombră, este un fotbalist cu potențial, e unul dintre transferurile pentru care m-am bucurat, fiindcă eu cred că Florin Ștefan poate să ajungă la un nivel superior multor fundași stânga pe care a avut fotbalul românesc de-a lungul timpului. Ar mai fi de adus în discuție Junior Moraes, cum a jucat pe banda dreaptă, tot 36 de ani, proaspăt împliniți, deși el este un fotbalist care a gafat destul de mult sezonul trecut, mai ales pe faza de apărare, trebuie să fim corecți. S-a mișcat excelent pe partea dreaptă, el a jucat foarte bine cu FCSB în victoria cu 1-0 și de anul trecut, să nu uităm nici asta. Deci Junior Moraes a fost și ales alături de Horațiu Moldovan în echipa etapei, neapărat că asta o mare onoare, dar este cumva în cununarea felului în care și a făcut treaba pe teren. Pe urmă, vorbim de mijlocași, ce să spunem, Sefer, din păcate, din punctul meu de vedere, este sub potențialul său. Curba sa de creștere mi se pare că s-a oprit undeva și pare că este cumva forțat, cum era forțat Ioniță la un moment dat de către Șumudică, să umple golul ăla Under 21. Sefer este un fotbalist care poate crește și poate ajunge mai sus, dar momentan nu joacă la adevăratul potențial, asta e părerea mea. Iată că Ioniță, în schimb, îi joacă din ce în ce mai bun, s-a întors la Rapid. Cred că Ioniță e un fotbalist care trebuie să rămână toată cariera la Rapid, nu-l văd jucând în altă parte și să se exprime cum se exprimă aici. Cred că și Sefer poate ajunge la același punct, este un fotbalist cumva asemănător, e mai talentat Ioniță totuși, asta zic eu, dar și Sefer poate juca și poate crește mult mai mult. Părerea mea că are... e un pic dator, adică e păcat de talentul pe care l-are și de potențialul pe care le are. Așadar, în meciul cu FCSB a fost și el la înălțime,
chiar dacă nu a ieșit neapărat în evidență, dar poate mai mult din punctul meu de vedere. De Ionit am vorbit puțin, a dat și pasă de gol la Duganjzic, n-am ce să comentez, este un fotbalist pe placul Giuleștiului, deci e ceea ce trebuie. Apoi, cine a mai fost? A fost foarte interesant Kate, nu pot să zic că e interesant, pentru că de Kate am fost sigur de la început, de când a venit, uitându-mă la fața lui, la cifrele lui și la felul în care tratează problemele, că este probabil unul dintre cei mai buni fotbaliști care a jucat în România în ultimii ani. De-aia și primit ofertă, nu știu exact de la cine, dar sunt sigur că a existat o ofertă pe masă de 1,5 milioane de euro. Nu pare una rea, dar având în vedere că are doar 24 de ani, dacă joacă sezonul ăsta la un nivel bun la Rapid, eu sunt convins că vara viitoare îl poate pleca pe cel puțin 4 milioane de euro. Pentru că este un fotbalist serios, este un fotbalist pe care vrea să-l transfer, nu este un fotbalist în care să nu spui bazele. Este genul de fotbalist care se cere acum, care își face treaba, care știe și fotbal și care poate contribui atât pe faza de apărare cât și pe cea de atac. Este practic un mijlocaș box-to-box din punctul meu de vedere. Este exact ce are nevoie o echipă când transferă un străin. Nu de ce Blatini a mai transferat de-a lungul timpului Rapidul și nu. Ăsta este chiar un fotbalist interesant. Am uitat, am urcat un pic și am uitat de Crepulia. Crepulia, din punctul meu de vedere, eu l-am dat că trebuia să plece. Nu mai pare să aibă o formă excepțională. În meciul ăsta a intrat și el bine, că știți cum e. Când joacă echipa, joacă toți. Joacă echipa bine, joacă toți. Din punctul meu de vedere, Crepulia nu este neapărat un fotbalist care să mai aibă multe de spus la Rapid. Deocamdată poate rămâne la un nivel bun, dar eu zic că e de căutat mai bine acolo. Sigur, nici Mutu nu are toți jucătorii neapărat la capacitate maximă. La mijloc mai poate juca Albu, care acum a fost absent. În fine, Crepulia nu este un fotbalist care mă convinge pe deplin, dar nu putem să-l acuzăm că ar fi jucat slab. Toată echipa, până la urmă, a jucat bine. Apoi, avem pe Costache. Valentin Costache, un fotbalist cu potențial, un fotbalist care s-a mișcat foarte bine cu FCSB-ul. A terminat cariera 3 jucători la o singură fază când și-a bătut joc pur și simplu de ei. Este un fotbalist de viteză, de explozie, care bagă din păcate cap în pământ, cum fac toți fotbaliștii români care au viteză. N-a avut nicio finalitate cum ne-am fi dorit. Din păcate nu a dat gol, deși putea să dea de vreo 2 sau 3 ori. Dar este un fotbalist care arată că este dispus măcar să muncească. Dacă ridică și un pic capul ăla și nu mai stă și gândește un pic fazele mai bine și are finalizări mai consistent, atunci eu zic că Costache chiar e un transfer excepțional de bun. Acum să vedem, că pe Giulești oricum îți vine să alergi, să tragi, să zburzi, mai ales împotriva FCSB care e galeria în spate. Deocamdată eu zic că Costache e dator pentru că arata mult și nu prea e ok pentru un fotbalist să arateze la fel, de la nivelul ăla. În rest, cine a mai intrat? Papo, că n-a fost mult discutat, n-a făcut cine știe ce, dar cât a pus piciorul pe minge la fel și a bătut joc de adversari. Le-a nodat picioarele, era să-i rupă genunchiul, nici nu știu cui, Tănase sau care, Olaru, zibește, de sau da cap în cap, i-a făcut pilaf. Nu pot să zic că asta este o chestie care acum să fie ceva, nu știu, să rămână acolo întipărit ca o contribuție la meciul ăsta și ca, nu știu, ceva de pus la cabila albă, dar momentan este un fotbalist care promite, care e pe spiritul Giuleștiu, dar trebuie să aibă și o finalitate. Că acum dacă dai mingea printre picioarele unui adversar și apoi dai pas în spate, nu te ajută la nimic. Nu asta înseamnă fotbal. Dar să sperăm că o să aibă un aport ridicat în atac. Eu așa sper. Andrei Ciobanu a intrat și el bine, a bătut cornerele, am văzut, a oferit pas relativ ok. Este un transfer, din punctul meu de vedere, a priori bun. Mai multe n-am ce să zic despre el în acest moment. Și am uitat despre titular din atac. I-am spus pe toți, am trecut și la rezervă, dar am uitat de Duganzic. Duganzic, pe care eu l-am contestat și încă nu sunt convins de el, dar în meciul FCSB a fost perfect. A dat și gol și pasă de gol, a contribuit la ambele goluri, e de departe omul meciului. Are un fizic foarte bun, a avut execuție de atacant, are un joc de cap și gol și pasă de gol au venit cu execuții cu capul excepțional de bune. Dar așa trebuie să fie un atacant. Eu doar sper să-l țină. Pentru că dacă o ține așa, n-are cum să nu dea 15 goluri sezonul ăsta. Asta e gen. Dacă nu, că de fapt despre asta e vorba.
15 goluri sau măcar, nu știu, vreo 9 goluri și restul pase de gol până la 15-16. Măcar atât. Asta este scopul să-l aduci pe unul ca Duganzic. În meciul FCSB a ieșit perfect, mai ales că el n-a mai jucat cu băieții ăștia și iată că dacă ești fotbalist nu-ți trebuie integrarea asta. Este o mare vrăjeală, un mare bullshit care apelează că a avut Messi nevoie de un sezon la PSG. N-a avut nevoie, nu poate acolo să joace. Fac o paranteză acum. Ai văzut, Duganzic a venit, a dat gol, a centrat, n-a avut nevoie de nicio perioada de adaptare. A jucat în două ore, a intrat de avion de pe aeroport pe stadion. Exagerez puțin, dar cam așa e. În rest, ceilalți băieți, având în vedere că majoritatea a intrat după pauză, scorul era deja 2-0, nu prea se mai putea face mare lucru. A rămas blocată tabela și practic au plimbat mingea mai mult și au ținut-o departe de poartă. Overall, echipa arăta bine. Unii, din punctul de vedere, produc așteptări pe care eu le am de la aici, cel puțin ca cunoscător al fotbalului și cunoscător al Rapidului. Dar overall, echipa arăta foarte bine, cu plusuri imense pentru cei care au fost aleși în echipa etapei. Junior Moraes, care a jucat pe un post opus de cel ce e obișnuit el în general. Duganzic, care a fost one man show. Săpunaru, Kate și Ioniță. Săpunaru, Kate și Ioniță nu au fost în echipa etapei, ci Horațiu Moldovan. Horațiu Moldovan nu mi se pare că a avut neapărat niște prestații de comparabile cu ce sezonul trecut, dar a închis poarta și asta e important. Și cam asta e. Cam asta am vrut să zic. Să comentez puțin meciul cu FCSB-ul din punctul ăsta de vedere. Mie mi s-a părut un meci aproape perfect. Adrian Mutu jos pălăria, a știut cum să gestioneze totul. Să vedem ce se va întâmpla. Aștept meciul cu CSU Craiova și ăla cu campionii FCR. Și asta mă interesează acum pentru că e ușor până la urmă. Când am un meci cu FCSB, s-a câștigat și anul trecut cu Mihai Iosif. Să vedem ce urmează. Hai, vă pup!